La Ruibine, etapa 8-a din Divizia Națională de Seniori, echipa CSM Constanța, antrenor Alexandru Lupu, va evolua sâmbătă 1 iunie pe teren propriu cu Știința Petroșani. În runda a 7-a, formația de pe litoral ar fi trebuit să evolueze în capitală cu Crivița București. Formația din capitală a trimis însă o adresă către Federația Română de Ruibi, în care a anunțat că nu poate evolua în următoarele două etape. Astfel, CSM Constanța, care își dorea mult să joace pe teren acest meci, se impune la masa verde cu 5-0 și punct bonus ofensiv.